Vă salut din nou. Astăzi vreau să fac un nou filmuleț cu toți iepurii mei. Să vedeți ce mai e nou pe la mine prin gospodărie. Masculul de neozelandez alb. Nu știți. Femela cu 7 pui, care au crescut o lună și ceva. De neo. Ia uitați. Ia uitați ce frumos se dezvoltă. O mamă foarte bună care îi îngrijește foarte bine. Aici am altă femeie. A fătat un singur pui. Se mai întâmplă și asta. Ia uitați. Nu e nicio problemă. Mai apoi, o altă femeluță de neo, care se apropie de 4 luni. Foarte frumoasă. Mai jos, o altă femeluță de neo, surioara celei de sus. 3 luni și ceva. Mai apoi, sunt doi masculi de neo, din prima serie de pui obținută din femelele de neo. Ia uitați, încă nu au 4 luni. Vedeți cât de bine sunt dezvoltați. Sunt foarte mâncăcioși. Aici am 3 hibrizi. Vedeți cât de mari s-au făcut. Tată uriaș german gri, mamă neozelandez alb. Mai au încă 3 frățiori. Din 7 pui, 5 au fost femele. Aici am masculă de 5 luni, uriaș german gri. Tatăl este direct din Germania. Un mascul foarte, foarte frumos. Este trecut bine de 6 kg acum. Cel bătrân, 2 ani și 5 luni, veteranul gospodăriei, un exemplar deosebit. Sper să mai obțin și măcar încă o serie de pui de la el. Pe urmă o să-l țin de frumusețe. Ei montează foarte bine. Anul acesta 10 și 11 pui a reușit să fetie proaicele care au fost montate cu acest mascul. Mai am aici doi masculași de 3 luni de uriaș gri. Aici o cușcă mai întunecoasă. Se scot în afară. Ia uitați. Trei luni. Sunt doi aici. Mai apoi am cele 6 femele de uriaș. Nu mai deschid la toate. Le-ați mai văzut. Ia uitați. Niște femele foarte reușite, foarte mari.
Asta e de 8 luni și ceva. Asta la fel, 8 luni și ceva. Cealaltă de 8 luni trecută. Ia uite cât e de mare. Alea tata. Altă femelă. Un cap de leu care l-am primit cadou. O să-l dau și la rândul meu cadou. Ceilalți trei hibrizi. Uite și gras sunt. Aici am un mascul de urea german gri, foarte, foarte frumos, de 3 luni. Să scot un pic afară. Ia uitați. Un exemplar foarte frumos. Probabil o să-l țin prin curte de frumusețe, dacă nu, să-l pot vinde cu eu. Are la 4 kg. Aici am alți doi masculi de uriaș de german. Ia uitați. Haide. Să scotăm cum afară. Hai. Ia uitați și urii lungi au. 3 luni. Puțin speriat, normal că nu-l scos din pușcă. Hai la loc. Aici e masculul care l-am cumpărat eu. 2-3 săptămâni l-am cumpărat. Foarte frumos și el. Pentru viitor, tot la 3 luni, îi merge foarte bine, mănâncă, se hrănește foarte bine. Sper să iasă un exemplar frumos din ea. Aici mai am un mascul de uriaș german gri de 3 luni. Alea tata. Ia uite și urechea e lungă, are și asta. Iar aici încă două femeluțe de neozelandez alb de 3 lunițe. Eu vă scot în afară. Așa nu v-a dat 3 luni. Celelalte fac aproape 4. Ia uitați. Neozelandez pur sânge. Foarte curat, foarte bine, foarte, foarte bine îngrijiți. Vaccinați, pestorin făcut. Toate tratamentele. Și aici jos am un mascul de 9 luni. Face 9 luni de uriaș de german. Poate să îl dorească cineva, este un mascul foarte frumos, foarte greu, 7 kg jumate. Cam asta nu se va arăta astăzi, vă mulțumesc. O să mai revin și cu alte videoclipuri.